Drogurile și alcoolul pot avea un impact major, chiar fatal, asupra celor care aleg să le consume, dar și a celor din jurul lor. Pentru a-i face să înțeleagă mai bine ce înseamnă consumul unor astfel de substanțe, polițiștii și reprezentanții ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara au mers în mijlocul elevilor de veni. Adolescenții au testat parte din aparatura oamenilor legii și au simțit pe propria piele cum reacționează dacă ar consuma droguri ori alcool. Oamenii legii au desfășurat o activitate de informare a tinerilor despre modul în care sunt aplicate pedepsele în cazul unui accident rutier, în urma căruia a rezultat decesul uneia sau a mai multor persoane, provocate de conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor cu efect psihoactiv sau care nu dețin un permis de conducere valid. După ce polițiștii le-au adus la cunoștință elevilor prevederile legale privind deplasarea în siguranță pe drumurile publice, un psiholog antidrog le-a vorbit tinerilor despre riscurile la care se expun în cazul consumului de alcool și droguri, precum și despre efectele nocive ale stupefiantelor asupra organismului uman. Totodată, liceenii au participat la o aplicație interactivă folosind ochelari care simulează efectele consumului de alcool și de droguri, dar și starea de intoxicare induse de acestea, în scopul conștientizării unei părți a efectelor negative ale acestor substanțe în privința capacității de orientare și reacție în spațiu.